11. După 11 vom vizita satul Comanca. O să coborâm pe aici, pe podul ăsta. Să deschidem și o hartă să ne uităm. Noi suntem undeva pe aici și avem de mers cam până pe aici. Hai să-i dăm bătaie că trebuie să ne încadrăm în vreo 2 ore să ne întoarcem înapoi pentru masa de prânz. Astăzi este singura zi fără ploaie de când am venit. Se pare că a plouat în continuu. Și astăzi încercăm să facem 2 trasee, unul până aici la Comanca și unul până pe chei, să vedem cum e drumul în partea aia. Ăla e ceva mai lung, o să ne ia vreo 4-5 ore. Aoleu, cum e pe aici? Să ocolim bolovanii ăștia. Am făcut roșii de pompă, pentru că era să plec la drum fără pompă. Aveam petece tot, ei, dacă făceam pană, fără pompă, n-aveam cum să umflu roata. Aoleu, și ne așteaptă o urcare demențială. Deci am zis urcare, nu coboare. Ăsta e drumul, dar o să ne dăm jos. N-ai cum să urci pe aici prin bolovanii ăștia. Ia uite ce șanțuri sunt pe aici. Nu știu mașinile cum urcă pe aici. Hai să ne vedem puțin mai sus. Comuna Comanca. Deci cred că este o bisericuță sau un cimitir. Hai să continuăm. Sper să nu avem surprize pe aici. Aici se cam închide drumul. Cam până aici a fost deja. Ia uite ce nămol aici. Drumul ăsta se mai duce undeva? În sus, pe aici? Da. Și atâta, nu? Pădur, da. După aia se închide, nu? Nu, pădur la via. Și mai e drum de mers? Se mai poate merge așa pe el? Da, merge, dar e greu. Nu e drumul ăsta forestier, de mașină sau... Nu. A, e un fel de potecă. Înțeles. Mulțumesc. Începem coborârea încet. Avem de tot niște discuri de 60. Păi ne-am mai întâlnit o dată. Mă uitași? Puțin.
Mamă, ce-i cu sunetul ăsta? Gata, ne-am întors. Acum cobor înapoi în Băile Lonești. Mâncăm ceva și după aceea, dacă avem timp după ora 2, cred, o să încercăm și următorul traseu care e în partea aceea. E ceva mai lung, are vreo 50 de kilometri. Și o să ne ia cam 4-5 ore. Estimez eu așa. Hai, ne vedem data viitoare. Numai bine. Să urcăm la mănăstire acolo sus, vedem se poate pe aici.